Secom le aduce la cunoștința tuturor consumatorilor că, odată cu instalarea sezonului rece, aceștia trebuie să ia măsurile ce se impun pentru evitarea neplăcerilor cauzate de înghețarea componentelor instalației interioare de alimentare cu apă. Pentru evitarea eventualelor neplăceri provocate de temperaturile cu minus, Secom recomandă ca instalațiile de apă expuse frigului, din curți, poduri, subsoluri sau garaje, să fie scoase din funcțiune înainte de venirea vremii reci, fie să fie protejate împotriva înghețului. De asemenea, instalațiile de stropit, piscinele trebuie golite de apă, toate instalațiile se verifică și se repară înainte de iarnă, iar conductele expuse se îmbracă cu tuburi din materiale termoizolante care se găsesc în magazinele de bricolaj. În cazul în care căminul de branșament se află pe proprietatea privată, conform legislației în vigoare, este responsabilitatea consumatorului să asigure protecția și integritatea căminului, a contorului de apă și a vanelor. De aceea, costurile de înlocuire a unui contor distrus de îngheț vor fi suportate de către consumator.